Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat, dr. Ed Arafat, va fi prezent la sfârșitul acestei săptămâni în județul Suceava. Dragi ascultători Viva FM, domnia sa va participa personal la caravana vaccinării organizată în acest weekend în Suceava, din păcate, coada clasamentului în privința intențiilor de vaccinare împotriva COVID-19. Alături de noi chiar acum, chiar dr. Raed Arafat. Bună dimineața, mulțumim pentru că sunteți alături. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața. Așadar, să începem cu elefantul din cameră, cum se spune. Ne străduim la radio deja de vreo câteva luni să promovăm campania de vaccinare, să promovăm o atitudine deschisă, pro-vaccinare până la urmă, argumentând și vehiculând din sursele normale, științifice, evidente până la urmă, tot ceea ce trebuie vehiculat pentru ca oamenii să aibă încredere. Cu toate astea, există o formă de rezistență în această parte a țării, cu excepția Iașului, dar în partea de nord-est a țării, din nefericire, există o formă de rezistență, de opoziție în fața vaccinării. Cum am putea milita suplimentar? Deci, singurul mod, unul este puterea exemplului. Nu putem vorbi de vaccinare dacă noi nu ne-am vaccinat și să mergem să spunem la oameni vaccinați-vă și când ne întreabă, nu știți, noi încă nu. Deci, asta este primul lucru. Și aici, clar, cei care venim la campania de vaccinare, cei care vor participa, toată lumea a fost vaccinată și crede că aceasta este o soluție. Și o soluție care ne va scoate din ce a trecut și din ce poate să vină, de fapt. Pentru că problema noastră este că pandemia încă este pe plan mondial, pandemia încă pune problema și pune problema apariției unor mutații, mai ales în zonele care vaccinarea este foarte puțină în ele și vorbim aici de alte țări, unde pot porni variante noi care să impacteze și toată lumea, nu numai țara respectivă, să se răspândească mai repede, să nu răspundă la vaccin, să nu răspundă la tratamentele cunoscute până acum și la modul în care am abordat problema. Și atunci, vaccinarea rămâne o soluție prin care facem două lucruri, de fapt. Unu, ne ajutăm pe noi. De ce? Pentru că, vaccinându-ne, șansa de a face forma gravă a bolii scade foarte, foarte, foarte mult. Adică devine aproape de zero. Nu mai ai posibilitatea să faci boală în formă gravă, să ajungi la terapie intensivă, riscul de deces scade. Nu există un risc zero, dar nu mai este ce a fost, devii chiar protejat. Și chiar dacă faci infecția, care este tot foarte rar, o faci într-o formă ușoară. Al doilea lucru este că salvăm pe alții și ajutăm pe alții. Pentru că cu cât suntem mai mulți vaccinați, cu cât oprim răspândirea bolii. Oprind răspândirea bolii, și persoanele care nu pot fi vaccinate din motive medicale sau persoanele care nu s-au vaccinat, sunt și ele protejate prin faptul că am oprit răspândirea bolii. Și după care reducem posibilitatea apariției unor mutații și variante prin transmiterea de la o persoană la alta. Pentru că vaccinându-ne și oprind transmiterea, atunci și șansa să apară mutații și variante noi scade. Deci, pentru noi în România, cred că este soluția cea mai bună, și nu numai în România, pe tot mapamondul, și vedem că sunt țări care, adică multă lume vine și îți spune, după ce citește pe Facebook sau pe undeva, că sunt riscuri, sunt pericole. Haideți să vedem dacă chiar erau așa riscurile și dacă chiar așa erau pericolele, oare Israelul își vaccina toată populația aproape? Marea Britanie își vaccina toată populația, adică chiar așa fac și vor să facă rău populațiilor lor? Nici vorba. Deci Israelul cred că e țara care putem să fim siguri că analizează fiecare mișcare care o face când introduce ceva pentru populația proprie. Și faptul că au vaccinat populația proprie în masă înseamnă că au făcut analiza și au văzut că asta este soluția. Iar România trebuie să ajungă acolo, trebuie să ajungem la 60-70%. Suntem încă departe. Sunt orașe care au progresat bine, pentru că vorbeați de Suceava, din păcate, într-adevăr, și asta e motivul de ce, după acțiunea de la Mureș, în zonele rurale, am stabilit cu colegii, haideți să mergem la Suceava, tot în unele zone, nu neapărat în municipiul Suceava, și în zone
mai mici, unde poate oamenii nu vor să se deplaseze, au accesul mai rapid, să le asigurăm accesul, dar avem București, Cluj, în topul localităților care sunt, sau județelor care sunt cu un procent mare de vaccinați, și avem după asta Suceava, Botoșan, Vaslui, Vrancea, Brăila, Giurgiu, Mehedinți, care sunt în zona de coadă, să zicem, unde oamenii nu s-au prea vaccinat. Și aici rolul nostru este să explicăm mai departe, să venim cu date. Cine are întrebări, să-l răspundem. Exact ce ziceați, și mulțumesc că ați făcut eforturile să explicați în continuu rolul vaccinului și beneficiile lui, și să combateți toate fake news-urile și știrile false care au ieșit. Aici avem nevoie de ajutor, domnule Arafat. Vă spun sincer, avem nevoie de ajutor. Sunt foarte multe fake news-uri. Încă v-aș întreba sau aș încerca să facă emisiunea noastră e matinală. Eu am și un ton mai așa, m-aș fi adresat, dacă erau alte condiții, domnule Rafael Nadal. Eu pe bune, când aud că odată cu injectarea apar chipuri, magneți și alte... Credeți-mă, n-am obosit. În continuare voi spune ceea ce am de spus, pentru că am urmărit specialiștii tocmai pentru a disemina informații corecte. Adică, care sunt cele mai zărghite fake news-uri? Păi chestia cu chipurile, cu 5G, cu aspectele astea care clar că sunt false și nu există nicio bază care să fie folosită, decât că cineva răspândește aceste informații pentru persoanele care nu aprofundează informațiile care le citesc. Și vedeți, astfel de informații sunt pe rețelele de socializare. Le-am mai auzit din gura unora și altora care au avut acces la unele canale media și care au vorbit, dar nu există nici măcar o posibilitate ca aceste persoane să vină să-ți spună: uite-te, am dovadă. Măcar să ne găsească un chip din aceste chipuri, să ne-l arate, cum arată, cum este. Unu. Și după care o să credem pe toți. Luăm vaccinul, îl punem sub microscop, dacă vrea cineva, picăturile astea care sunt din vaccin, și ne uităm acolo. Dacă cineva găsește un chip sau o bucată dintr-un chip, să vină să ne spună de treaba asta. Și atunci oprim vaccinarea, cu siguranță. Există această slabă intenție de a ne vaccina. Procentual vorbind, e împărțită în două. Cei care amână momentul în care se vor vaccina și cei care nu au intenție deloc. Și nu e un lucru care e specific doar în spațiul românesc. Adică vorbim și de alte state unde populația poate este mai densă, mai mare decât la noi. Voiam să vă întreb un lucru, pentru că toți sunteți alături de noi. Ce pot eu face, persoană vaccinată, astfel încât, dincolo de a reprezenta exemplu, să aduc argumente ca cineva să se vaccineze, mai ales cineva care nu are intenție să se vaccineze, dar astfel încât să nici nu depășesc granița aceea între libertatea omului de a alege, între dreptul lui de a face acest lucru. Pentru că deci, aici se dificultăți. Libertatea omului de a alege este întotdeauna prezentă, pentru că persoana respectivă în final poate să aleagă să nu se vaccineze și nimeni nu o să o forțeze să pună acul în braț și să o vaccineze. Deci asta este clar. Eu nu m-aș concentra pe cei care sunt extrem de împotriva vaccinării, pentru că acolo cauza este aproape pierdută. Da. Adică sunt unii care chiar au văzut și din familiile lor oameni care au murit și care în continuare neagă existența virusului și neagă beneficiile vaccinării. Eu m-aș concentra pe oamenii care amână sau care nu sunt convinși și au nevoie de argumente. Și care sunt oameni cu care poți discuta. Și aici vorbim poate de marea majoritate a oamenilor care nu s-au vaccinat încă. Pentru că din datele care le-am văzut cândva acum câteva luni, nu știu dacă s-a schimbat ceva, cei care categoric nu vor să se vaccineze se situează în jur la 25%. Asta înseamnă că între cei care s-au vaccinat de la început și cei care încă amână sunt ezitanți, există un procent important care putem lucra cu ei, să le explicăm, să le demonstrăm că acest vaccin nu le va face rău. Mai mult decât atât, se spune că vaccinurile astea nu au fost testate. Păi, sunt deja milioane de oameni, sute de milioane vaccinate în lume. Deci așa ceva în atâta timp scurt nu s-a întâmplat cu niciun alt vaccin. Deci sute de milioane sunt persoane vaccinate și în țări care au mecanisme de monitorizare
care au mecanisme de, prin care pot să spună a apărut o problemă, opriți-vă sau așa mai departe. Și ați văzut când au fost unele suspiciuni, s-au oprit, au analizat, după care au luat decizia să continue și așa mai departe. Deci, eu părerea mea este că convingerea trebuie să fie unul prin istoria vaccinurilor. Vaccinurile nu sunt făcute astăzi. Lumea poate că nu se sizează. Vaccinurile sunt cu noi deja de ceva sute de ani. Iar vaccinurile au făcut un serviciu umanității fără precedent. Sunt boli care au dispărut datorită vaccinurilor. Poliomielită, care deja nu mai aproape că nu mai auzim de ea, a dispărut datorită unor acțiuni majore făcute de Organizația Mondială a Sănătății, de organizații. Mai clar exemplu. Variola, nu mai vorbim de variola, care avea o mortalitate foarte mare și care nu mai există. Există doar în ceva laboratoare păstrat acolo virusul, numai în cazul că trebuie să fie făcut vaccin sau ceva, dar noi nu mai auzim de variola. Deci aici sunt... Cel mai recent, vaccinul HPV, care în Australia a făcut minuni, dacă e să ne uităm la ultimele date raportate de ei. Și aduceți-vă aminte de HPV-ul, când s-a vrut prima dată introducerea lui, eram la Ministerul Sănătății, am avut o campanie foarte serioasă împotriva lui și a fost blocat proiectul Ministerului Sănătății atunci. Și acum e întrebarea mea celor care au condus atunci campania împotriva, că a fost o campanie și în media și peste tot împotriva vaccinului respectiv. Oare acum fetele care puteau să fie vaccinate și să se prevină apariția cancerului de col uterin, acum când ele sunt femei adulte și o parte din ele fac acest cancer și o parte din ele, din păcate, mor din cauza acestui cancer, ce le spunem? Când noi aveam în mâna noastră soluția și care a fost blocată o perioadă îndelungată până acum a început să fie introdusă și să revină lumea și să accepte acest vaccin. Deci gândiți-vă, România era printre țările pioniere care au avut să introducă HPV-ul încă din anul 2013, dacă nu mă înșel, sau pe undeva pe acolo, sau chiar mai devreme, nu în 2013, chiar mult mai devreme. Și noi am avut această problemă pentru că a apărut toată lumea care antivacciniștii, care nu vor, care au apărut toate discuțiile exact similare cu acest vaccin de acum. De asta dar... am în discuție, pentru că, apropo, ne uităm la istorie, dar poate nu la cea mai îndepărtată, dar hai să ne uităm la cea actuală, foarte aproape de noi, și acesta este un foarte bun exemplu. Cum ne-am comportat atunci, astfel încât, poate cine știe, acum facem ajustări la comportamentul acela și de data asta suntem convinși că e drumul cel bun și că vaccinul este. Da, dar a durat ani de zile. Ani de zile. Eu mă duc aminte că asta, când era domnul ministru Nicolaescu, s-a dorit să se facă și chiar a fost un atac vehement împotrivă și acuzația a fost că nu s-a pregătit o campanie de comunicare corectă. Întotdeauna venim și spunem nu s-a pregătit o campanie de comunicare corectă. Dar problema campaniilor de comunicare au nevoie și de intermediari de comunicare și dacă intermediarii de comunicare, care este media, deci noi comunicăm, dar acolo media, oamenii care ajung acolo, combat o acțiune de acest gen, din vari motive, nu neapărat din motive științifice, și din alte motive, vor să arate că nu e o acțiune bună, că noi cheltuim banii degeaba sau așa mai departe, responsabilitatea la ce s-a întâmplat cu HPV-ul atunci, cred că o purtăm toți cei care am zis, sau o poartă mai bine zis, toți cei care au zis atunci că nu este o acțiune bună. Eu mă duc aminte că am făcut ceva atunci. Am zis, hai să văd Statele Unite ce s-a întâmplat în ea. Și am sunat un coleg în Statele Unite și l-am întrebat. Un coleg medic, nu orice coleg. Și l-am întrebat. Îmi zice, deja avem 5 milioane de fete vaccinate în Statele Unite. Da, cred că... Atunci când în România se zicea că nu-i bine să vaccinăm. Da, și l-am întrebat, dacă e fiica ta, o vaccinezi? Zice, instantaneu. Pentru mine asta a fost răspunsul elocvent. Când o țară ca Statele Unite a vaccinat deja 5 milioane de fete atunci, și noi în România discutam că facem rău fetelor că le vaccinăm cu HPV-ul. Și aici venim cu aceeași problemă cu vaccinul împotriva SARS-CoV-2. Adică avem soluția în mână și lăsăm unele oameni, unele persoane
irresponsabile, care nu au bază științifică, care nu sunt pregătite sau care au alte convingeri, să zicem, care nu vor să creadă în anumite aspecte științifice și le lăsăm să ne convingă pe noi că nu e bine să ne vaccinăm, că implementăm, implantăm chipuri, că să facem o boală după nu știu câți ani și așa mai departe. Adică trebuie să fim serioși. Una din aspectele foarte care a avut un impact în prima fază în această campanie de vaccinare era când a ieșit o doctoriță, o doamnă profesor chiar, care nu e din domeniu, e pe un domeniu care nu are nimic cu vaccinurile și cu bolile infecțioase, dar totuși e medic, și a zis că după 6 ani o să faceți leucemie. Și a aruncat povestea asta și stăteam și ne gândeam... Bine, a pus-o sub formă de întrebare, pentru mai corecta sau foarte corectă. Da, dar întrebarea asta din partea pusă, cui venea, în modul da. În care s-a pus, unii au preluat-o și au zis că veți face leucemie, deci... Dând să pune întrebarea și alții au luat-o. E tehnologie de manipulare, e corect ceea ce exact. Spune. Da, așa deci, cum în Statele Unite, în spațiul public, a apărut ideea că veți face Alzheimer. Și cred că Seth Roger, o figură proeminentă acolo, avea dosare întregi, că s-au făcut studii, astea sunt dovezile. Cum? Da, dar n-ai cum să faci studiile astea din momentul în care este recent vaccinul și n-ai nici măcar cum să știi, plus că Alzheimer-ul este degenerativ, nu? Adică nu, exact. E, nu poți să-l urmărești. Și e o chestie de foarte lungă durată care nu are absolut nimic cu tehnologia și cu modul în care e introdus acest vaccin. Deci, de acest punct de vedere, revin, este cea mai bună soluție. Asta nu e tratament, e prevenire în final. Noi prevenim apariția bolii, adică ajutăm omul să fie sigur, sănătos, în loc să trăiască cu teamă că face boală și mai ales persoanele cu comorbidități, persoanele în vârstă, care dacă faci boala asta, nici nu mai știi dacă scap, pe cât vaccinându-te, clar că șansa de a face formă gravă a bolii este extrem de scăzută și atunci nu mai ai viața ta pusă în pericol. O persoană tânără, de ce să se vaccineze? Pentru că se va întâlni cu bunicul, bunică, cu persoane în vârstă, cu persoane nevaccinate. Poate că persoana tânără pentru ea nu e o problemă, dar pentru cei din jurul ei este o problemă. Și mai este un aspect luat, care e specific nouă, stăm foarte prost la prevenție și la faptul că, da, tineri ne credem sănătoși, dar deseori nu știm dacă suntem sănătoși, pentru că nu am făcut acele controle anuale, nu am făcut analizele anuale. E adevărat, în serios, e adevărat. Nu suntem atât de, și nici noi, cei care suntem aici, adică eu, pot să declar că recent sunt așa mult mai atentă la tot ceea ce înseamnă sănătatea mea prin această prevenție, dar până la 30 de ani, sincer, nu prea eram așa atentă. Că mergeam și este adevărat. Sănătos. Iar încă o dată, faptul că omenirea a putut să creeze vaccinuri împotriva la SARS-CoV-2 atât de repede, asta arată cât de mult a avansat știință. Deci, înainte, poate că dura ani de zile să faci un vaccin pentru astfel de boală. Și uite-te, într-un an de zile, și noi toți cine ascultă interviurile noastre, eram sceptici că vom reuși să avem un vaccin atât de repede, pentru că nu se știa dacă se va reuși. Și totuși, uite-te, omenirea a făcut acest lucru și avem sute de milioane de persoane vaccinate pe mapa mondială, adică peste tot, și țări foarte avansate au început cu vaccinarea. Dacă mergem pe teoriile conspirației care de regulă au următorul lucru, ăștia care sunt mai bogați, Statele Unite, nu știu, anumite țări, vor să facă ceva rău celor care sunt mai săraci. Dar culmea că ăștia au început să vaccineze prima dată populațiile lor, nu populațiile celelalte. Dacă era conspirație și vreau să facă rău unor țări precum România, Africa, etc., vaccinurile nu începeau în Statele Unite, nu începeau în Israel, nu începeau în Marea Britanie, nu începeau în Europa, ci începeau în altă parte, poate. Și găseam un motiv să spunem că la noi nu e cazul sau așa ceva. Deci nu asta s-a întâmplat. S-a întâmplat că aceste țări au fabricat, au dezvoltat, au investit sute de milioane de euro. Uniunea Europeană a plătit în avans sute de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinului. Deci sume imense. De ce? Că să protejeze populațiile lor. Și după care au început programele, într-adevăr, umanitare, COVAX și așa mai departe, prin care se donează vaccinul către țările care nu au posibilitatea financiară să-l cumpere. Sunt unii care au venit cu opinia, cum e președintele Franței,
ca patentele pentru aceste vaccinuri să fie lăsate la liber, că să poate fi fabricate oriunde, să creștem cantitățile de vaccin fabricată, asta a zis-o și președintele Statelor Unite. Deci, din acest punct de vedere, nu putem să venim să acceptăm măcar o teorie a conspirației că cineva vrea să ne facă rău, pentru că acest cineva nici măcar nu este identificat. Deci nu știm cine e acest cineva din momentul în care tot mapamondul se vaccinează. Că dacă unul vrea să facă rău altuia, atunci lui nu-și face vaccinul, nici lui, nici populației lui. Dar din momentul în care toată lumea se vaccinează și toată lumea fuge după vaccin, această teorie înseamnă că este o teorie falsă. Și chestia cu chipurile nu mai discutăm, cum am zis. Cine găsește sub microscop, cum vor, din flaconul de vaccin, un chip, două, trei, în flaconul ăsta, să vină să ne le arate. Unul singur. Da. Domnule doctor, vorbeați despre puterea exemplului și mă gândesc acum că, cel puțin în județul Botoșan, de o situație general valabilă în toată țara, mai puțin de jumătate dintre angajații din sistemul medical s-au imunizat, s-au vaccinat și mai puțin de, sau aproape o treime dintre medicii de familie din județul Botoșan, de exemplu, au accesat la această campanie și au dat acordul să vaccineze în cabinetele lor din județ, în mediul rural în special, sunt mari probleme. Ceea ce evident că ridică mai multe semne de întrebare populației care și așa este sceptică și nu... Aveți dreptate și am discutat, de exemplu, cu o colegă asistentă medicală nevaccinată și care am întrebat motivul. Să știți că n-a putut să-mi spună niciun motiv de ce nu se vaccinează. Nici nu avea argumente împotriva vaccinării. Nici dar... măcar că a trecut prin boală? Nu, n-a trecut prin boală, deci nu, că mai aștept. Ideea asta cu mai aștept s-ar putea să fie o zi prea târziu pentru ea sau o săptămână prea târziu. Adică așteaptă și după care se trezește cu boala respectivă și după care e prea târziu, dacă mai ales face o formă gravă. Deci nu intru în discuția de ce unii refuză chiar dacă ei au știință sau noi considerăm că au știință la îndemână lor. Pentru că sunt unii care nu citesc chiar din rândul personalului medical, sunt unii care nu se informează chiar din rândul personalului medical, sunt unii care au anumite convingeri care nu neapărat sunt medicale, dar nu vor să se vaccineze. Deci există așa ceva și în rândul personalului medical. Dar asta nu înseamnă că acest personal este un exemplu. Eu mai mult iau exemplu personalul medical care se vaccinează, înseamnă că o parte din acest personal medical totuși a citit, s-a documentat. Când un medic se vaccinează, când un medic își vaccinează părinții și familia, cu siguranță s-a informat mult mai mult decât un om de rând. Și aici este cheia la toate aceste aspecte. Nu cei care refuză. Am văzut, din păcate, tot din zona Iașului, un grup de medici care au ieșit de la început și au negat prezența virusului, au negat boală. La început, când nu aveam multe cazuri, aveam un domn doctor și nu-mi place să menționez nume din Iași, care ieșea aproape la 2-3 zile și urla că nu există nimic din ce vorbim. Până au început să moară atâția oameni, până au început să apară într-adevăr presiunea adevărată pe sistemul sanitar. Deci, și în continuare sunt unii care neagă, dar asta nu înseamnă că să stau și să le ascult când probă e în fața noastră. Adică vedem bolnavii, vedem că oamenii se îmbolnăvesc, vedem că oamenii mor, știm că... asta este cauza, dar noi negăm și încercăm să o legăm de 1000 alte motive care n-am cum să le dovedesc științific. Domnule, se privește lipsa de implicare a medicilor din cabinetele lor, din mediul rural. Asta nu înțeleg. Asta? Asta nu înțeleg. Medicii de familie trebuie să fie vârful de lance în campaniile de vaccinare, să știți. Mai ales în zonele rurale. Și când am fost în Mureș, am observat, iarăși că au venit. Deci lumea zicea că în zonele rurale oamenii nu vor să se vaccineze. Deci am ajuns în două zone rurale, în Bălăușer și în Beică, în județul Mureș. Și credeți-mă că au venit oameni chiar cu scaune, cu rotile, că să se vaccineze la vârsta de 80 de ani. Au fost pentru că ne apropiem de finalul acestei intervenții și pentru că zona asta, până la urmă, cel puțin Suceava, a fost foarte lovită de primul val al pandemiei, în bună măsură și în al doilea. Și multă lume a trecut prin această boală, multă lume nu este inclusă în acele măsurători, în acea statistică a INS-ului și a Ministerului Sănătății.
Și pe cale de consecință, domne, am trecut prin boală, n-are sens să fac vaccinul. Deci, până acum, pe linie științifică, trecerea prin boală poate să asigură o imunitate limitată de câteva luni. Nu înlocuiește vaccinarea. Deci aici recomandarea vaccinării rămâne valabilă și pentru cei care au trecut prin boală. Chiar recomandarea este să nu mai aștepți 90 de zile, cum se zicea, chiar la 2-3 săptămâni poți să te vaccinezi. Deci asta este ideea. Nu toată lumea se pare că face o imunitate suficientă după boală ca să fie protejată. Și imunitatea respectivă nu este de o durată foarte lungă, cel puțin asta este ce spune până acum domeniul științific. Va trebui să lutați în primul rând în Spitalul Județean din Suceava, unde personal medical nu este vaccinat, domnule doctor. Da. Nici la Iași nu mi-e rușine, Max. Nici la Iași. Vă așteptăm și la Iași, deși am înțeles că în acest weekend nu veți ajunge, veți fi doar în... Nu. Deci noi am ales două zone în județul Suceava. Au fost alese, de fapt, de autorități după ce au făcut o analiză și tot. Noi mergem după ce ne spune Prefectura, Direcția de Sănătate Publică, care au făcut analiză. Va fi o acțiune în care vor participa colegi din Mureș, plus colegi din Suceava, și care va fi, cum am zis, în două zone, una sâmbătă, una duminică, una în zona Rădăuț, una în zona Câmpul Lung Moldovenesc. Și acolo sperăm, pentru că vom asigura și transport către caravana din toate localitățile limitrofe. Deja populația este informată și se va informa mai departe. Sperăm că oamenii până venim să se documenteze, să vadă că nu e nimic rău. Deci dacă vin prin a treia doză, da? Da. Noi suntem cu a treia doză acum, ne uităm atenți la... Important e să facem prima măcar și după care vedem cum să fie. Am avut un hernicuț la Botoșani. Da, vă mulțumim tare mult pentru acest... Eu mulțumesc și pentru implicarea dumneavoastră, pentru că avem nevoie de oameni și dumneavoastră să se implice, de instituții. Dacă ați avea timp să vă spunem câte povești avem și noi pe tema asta... Dar le știți că s-au propagat în spațiul public. Mulțumim pentru timp, știu că e valoros. Și mult spor la Suceava și să ne vedem. Mulțumesc mult. Mulțumim. Mulțumesc. O zi plăcută. La revedere.